Dacă tu ca creștin nu ai aceste lucruri în viața ta, înseamnă că tu însăși trebuie să fii salvat. Deci Iisus a dat la autoritate creștinului, copilului lui Dumnezeu, să aibă putere asupra demonilor, asupra diavolului și tot așa. Dar sunt momente când creștin fiind, tu program să plece și nu pleacă. Tu îi spui, diavole pleacă înapoi a mea, dar totuși nu pleacă. De ce? Isus a spus lui Petru, pe această piatră voi de biserica și porțile locuințelor morții nu o va apirui. Înseamnă că există situații când diavolul are loc în biserică și când el nu are loc în biserică. Cu ce se ocupă el? El este un pervertitor. Dacă tu ca creștin nu ești creștin viu și ești creștin doar cu numele, cum zice Iisus, să merge numele că ești viu, doar ești mort, atunci diavolul are loc în viața ta. Iar fiind în viața ta, poate să fie și în viața celor din jurul tău. De aceea astăzi sunt atât de mulți credincioși, biserici, slujitori, care în realitate ei trebuie să fie salvați, deoarece ei nu merg și nu atacă lumea și nu iau pe nimeni. Ei nu au putere. Trebuie să ne focalizăm mai mult pe ceea ce zice Isus, pentru că la El este puterea. La El este adevărul. Toate răspunsurile sunt la El. Unii ori noi uităm în Biblie privim și nu vedem. Urechile noastre nu aud. Inima este de piatră. Nu înțelege, se împotrivește. De ce Isus a mers în iad? Ca tu să nu mergi acolo. Cuvântul lui Dumnezeu nu este o joacă de copii. Clipurile pe care le fac, la fel nu este o joacă. Dacă aș fi vrut să mă joc, nu aș face clipuri pentru Dumnezeu. Aleg să caut oameni care au nevoie de Dumnezeu și să stăm în legătură zilnică ca Duhului să fie renăscut și să trăiască prin Duh, nu prin fire. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Copila Lui Dumnezeu fiind, trebuie să stai în Duh, nu în fire. Firea este legată de acest pământ. Duhul este legat de Dumnezeu. Dacă tu ești tare, atunci mergi în casa celui tare dacă tu ești tare și ești ucenicul lui Isus Hristos, atunci mergi prin această lume și iei sufletele din iad, așa cum a făcut Isus. Dacă tu nu iei sufletele din iad, înseamnă că ești slab, înseamnă că te-a biruit locuința morților. Acea biserică care nu atacă această lume, care nu ia suflete din iad, acea biserică trebuie să.